Mulțumim Domnului de seara aceasta, să stați liniștiți că nu predic mult în seara asta. Când eram copil, știți că pâinea, când îți mulți în familie, e scumpă. Cât e de ieftină, dar e tot scumpă, că trebuie multă. Și unii din noi mai băgam mâna în pâine și luam miezul și ne certa ticul. Acum țineți minte că el era mai dur, mai... ne spunea, bă, nu băga mâna în pâine și ei tot și ăștălalți când vin după tine, nu mai pot tăia feliile. Cum eu le mulțumesc la frați că ori tăiat frumos feliile, n-ori băgat mâna să nu țină cont și de mine, dar o să țin și eu cont de dumneavoastră, n-o să depășim în seara asta. Am venit cu bucurie și eu, i-am zis la fratele Liviu de când am discutat de seara aceasta, i-am zis că vin și dacă nu mă pune la nimic. Și dacă nu mă pune la nimic, oricum vin. Vin să fim împreună la sărbătoarea aceasta și anii au trecut, l-am văzut pe fratele Cornel, pe fratele Liviu, ei doi m-au botezat, fratele Cornel Maniu m-a învățat să cânt la trompetă, la rândul meu, că zici, bă, fac și eu ceva, dar nu știi peste ani de zile ceea ce faci tu astăzi, pe cât îți influențează. La rândul meu am învățat și eu alți fanfarini, vreo 50 la număr, care și ei erau, unii din ei erau pe cale de dispariție, aproape să ia pachetul de țigări, sticla de bere în mână, și pentru că am format o fanfară, n-or mai plecat nici la bere, nici la țigări, îs în biserică, îs căsătoriți, la unul am fost acum nu de mult la nuntă, o zi zice, oh, dacă nu era fanfara, nu mai veneam la biserică. Dar uite cum lucrează Dumnezeu, ce faci azi, tu zici că faci mărunt, tu faci puțin. Foarte bine, așa să vezi în continuare. Să ne vedem, acum fratele Liviu mi-a pus o haină mare pe mine, am și roșit, am și m-a luat căldurile, că m-a ridicat așa. Dar știți ceva? Spune cuvântul Domnului, citeam săptămâna trecută la noi la tinerel, în seara, că Moise o coborâ de pe munte. Și știți ce spune? Că fața lui strălucea. Dar mai spune ceva, Moise nu știa că îi strălucea și de fața. Știi când e bine? Când strălucești și nu știi. Când ți-ai dat seama că tu strălucești, s-ar putea să pierzi totul. De aceea, în seara aceasta, ar vrea, ca și până acum, până în momentele de față, în continuare să strălucească Domnul și toată slava să fie a Domnului. Mărit să fie numele Domnului. Suntem la ceas aniversar. Acum vă întreb, când e mai greu să mulțumești Domnului? Când îți merge bine sau când îți merge rău? Când îți merge? Cum? Bine, așa-i? Burta plină, mai ușor... mai ușor te roși cu burta plină decât cu burta goală. Dar întrebarea e, când ești mai nemulțumit, când îți merge bine sau când îți merge rău? Când îți merge bine. Cu cât ai casa mai faină, cu atâta parcă ți se pare că e mobila veche, dar e nouă, dar se schimbă dioptria, nu? E greu să mulțumești, da? Dar aș vrea în seara asta să ne uităm în câteva cuvinte, să ne întoarcem cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. M-am uitat la lambriu care e sus și l-am văzut că nu l-ați dat jos la renovare. M-am bucurat că ăla, eu l-am dat cu lac când s-o construit biserica. Eu am stat acolo și pe balustrada asta și m-am uitat special să văd dacă-i dați jos. N-am mai ținut minte, dar nu l-ați dat jos, să nu-l dați, lăsați-l acolo, că eu mă uit la el când vin și știu că acolo, nu mai știu ce am mai făcut, dar știu că eu am dat cu lac pe lambriu ăsta și din partea dreaptă. Vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în câteva cuvinte și aș vrea să vedem cum arată un om care știe să mulțumească lui Dumnezeu. Că noi avem rugăciuni de mulțumire la început de oră de rugăciune, la final de oră de rugăciune, dar vreau să vă spun ceva, omul mulțumit se vede ceva în urma lui. În urma om și în urma lui ăla nemulțumit. Se vede din plin, așa-i? Vezi în casă, cu cât îi duci mai mult și îi spui că o să fie mai... o să stai liniștit că ți-a tata, îți cumpără, parcă-i tot mai nemulțumit. Nu? De-aia s-au inventat toate lucrurile astea rapide, cuptor cu microunde, mașină de spălat, de uscat. Păi mămica nu a avut nici măcar la mine, la ultimul, Pampers. Acum Pampers de toate, rapid. De ce? Încercăm să mulțumim generația asta. Încercăm să ne mulțumim soții, soțiile, copiii și parcă suntem tot mai nemulțumiți. Dar în seara asta vreau să ne uităm cum arată un om mulțumit. Și ne uităm la un caz atipic, în Fapte 16, la Pavel și la Sila, când ajung în cetatea Filipi. Acum ăștia predică cuvântul lui Dumnezeu, scot un duc de ghicire dintr-o ghicitoare, se întâmplă lucruri extraordinare. Și dintr-o dată peste ei vine ceea ce nu și-ar dori să vină.
Acum, la 25 de ani, și mâine poate, sigur, vor fi ceva poze, ceva videoclipuri, ceva de la deschiderea bisericii. Când te uiți la acest aniversar, scoți numai pozele frumoase. Alea frumoase, de la deschidere, de la masă, de la... Știu că m-am cântat cu fanfara atunci, frate Cornele, undeva aici în colțul bisericii, la deschiderea bisericii. Când scoți, când ai ceas aniversar, scoți tot ce e mai frumos. Dar uită-te în 25 de ani, câte analize ai avut în viață care te-au îngenunchiat, câte lacrimi ai vărsat, cât te-ai dedicat pentru Dumnezeu și parcă ți s-au întors lucrurile peste cap. Și te uiți la ăla care nu face nimic și zici, bă, ăsta stă pe bancă, ăsta vine la 6:30 și pleacă la 8:15 de la biserică. Și parcă ăsta nici bolnav, ăsta mai și doarme în spate, nu-i vorba de frații din spate, la modul general. Ăsta și doarme, nici nu-i atent la predică și lui merge bine. Și eu mă trudesc, lucru pentru Dumnezeu, fac tot ce-mi stă în putință. Așa au fost și Pavel și Sila. Spune că ori făcut tot ce le-a stat în putință să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă cu ce au avut ei, cu ce s-au confruntat. Zice că a venit ghicitoarea asta și ce striga după ei? Striga, oamenii aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Vă întreb, spunea bine sau rău femeia asta? Păi asta trebuia trimisă în Deva o săptămână. Să numai să spună, veniți la Betania, asta era greu de depistat. Păi asta dacă nu te-o înjura, Domne, nu te-o blestăma, nu vorbi rău de biserică, nu vorbi rău de tine. Păi asta trebuie lăsată, Domne, dar frate, dar asta nu face rău. Uite, asta ne face reclamă. Uite, ne face reclamă. Dar știți cum ori depistat-o? Reflectorul, femeia asta, nu-l puneau pe Dumnezeu. Nu-l punea pe Dumnezeu. Ci toată lumina o punea pe Pavel și pe Sila. Aici e secretul. Când lumina cade pe noi, noi suntem într-un mare pericol. Când lumina cade pe el, nu vedeți? Ea a zis așa, oamenii aceștia, ea nu a avut treabă de mesaj, nu a avut treabă de Dumnezeu, ci ei erau ridicați și imediat ori depistat. Zice că Pavel năcăjit zile întregi, era năcăjit. Care am fi fost năcăjiți, mă? Să zic așa de noi, da? Să zică, frate, Domnul să te binecuvinteze, ești slujitorul lui Dumnezeu. Nu ne-ar place. Și uite că Pavel nu i-a plăcut, zice că s-a năcăjit zile întregi. Multă vreme a fost năcăjit din cauza aceasta. Și uitați-vă că vine peste ei ceva ce nu s-a așteptat. Dar uitați-vă, omul și primul lucru care vreau să-l ține minte în seara aceasta este că slujitorul cu inima mulțumită întotdeauna va tulbura în jurul lui. Și ascultați, nu din ăștia care te tulbură de nu poți dormi noaptea. Mi-a zis cineva odată, nu vă pot repeta ce mi-a zis, dar după ce o zis ce-o avut în gușă, zice, frate, acum să mă ierți, așa-s eu, Domne, așa-s eu. El n-are treabă că tu nu poți mânca la amiază, nu are treabă că tu nu poți dormi la noapte, el zice, se scuză. Pocăit de 10, de 5, de 20 de ani, vine la final, trage cortina și spune, frate, așa-s eu. Ați auzit de oameni buni la suflet, dar răi la gură. N-ați auzit de aia, că pe la Timișoara sunt din ăștia, care spun, frate, eu sunt un om, îți dau cămașa de pe mine. Dar așa-s eu, slobod la gură, păi n-am nevoie de asemenea cămașă. Dar uitați-vă cum au tulburat oamenii ăștia în versetul 20, fapte 16. Zice, i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Omul care știe să trăiască în mulțumire, întotdeauna va tulbura în jurul lui. Toți vor întreba, Domne, cu tine e ceva, n-ai și tu analizele ca noi, nu treci prin aceleași situații. Ba da, dar de ce ești așa liniștit? Tu ne tulburi. Știi ce vreau? Și știi ce vrea Dumnezeu de la noi în vremea aceasta? Și la noi la Timișoara și aceea la Deva. Știi ce vrea? Să tulburăm cetatea. Din pricină, trebuia să ziceți toți amin, trebuie să tulburăm cetatea din pricina prezenței lui Dumnezeu, din pricina inimii mulțumite. Uitați-vă, noi punem, Doamne, predicatorul, i-ai dat 200 de lei, i-ai dat 500 de lei, el trebuie să te tulbure. El, Doamne, că noi l-am chemat, nu a făcut treabă în seara asta. Slăbuț o predicat, slăbuț o mers, Doamne, parcă, nu, dar nu altul trebuie să tulbure. Știi cine? Noi. Pentru că să știți ceva, predicatorul și musafirul, mâine seară o să fie fratele Tipei. Puteți să-l aduceți și putem să-l aducem și la noi în fiecare seară. El nu poate face ce nu facem noi tot anul.
El nu poate face, și predicatorul și orice invitat nu poate face ce nu facem noi tot anul, da? Tu-i tulburi că le-ai luat avansul, nu le-ai mai făcut lucrare. Păi și asta e tulburare, nu? Dar uitați-vă că după ăștia nu strigau: Domne, ăsta-i hoț, ăsta-i șmecher, ăsta m-o jegmănii de bani. Nu așa strigau. Știți ce strigau? Din pricina propovăduirii care o făceau, din pricina trăirii și a umblării cu Dumnezeu, tulbura cetatea. Tulbura cetate. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că într-o zi în Betleem ori intra două femei năcăjite în haine de doliu, cu pălmile goale, crăpate de muncă și de sărăcie, cu burta goală. Și zice cuvântul Domnului, când au intrat în cetate, toată cetatea s-a pus în mișcare. Nu au zis 80%, jumate, 50% s-a pus în mișcare. O intrat în Betleem Rut și cu Naomi. O intrat Rut Moabita, o femeie idolatră care n-avea legătură cu Dumnezeu, și o intrat soacră sa, Naomi, o bătrână, flămânde, rupte de foame, sărăcie luce. Cum, Domne, două amărâte să tulburi o cetate? Că tu ești pocăit și noi suntem pocăiți de 30 de ani și n-ai adus pe unul la adunare. Și intră ăstea, cred, nu știu, s-auzea de la distanță cum le făcea gălăgie stomacul din cauza foamei. Zice că ori intra două flămânde în cetate, toată lumea a oprit aragazul, a oprit crăpatul lemnelor, a oprit coasa, toată lumea s-a dus să le vadă. De ce? Pentru că întotdeauna umblarea cu Dumnezeu, și când omul se hotărăște să trăiască cu Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Dumnezeu pune lucrurile în mișcare. Când te mișcă Dumnezeu pe tine, Dumnezeu va mișca și lucrurile și în jurul tău. De ce Pavel și Sila au tulburat cetatea? Pentru că ei în interior erau tulburați. Păi pui, Domne, nu vă zic, era să zică la noi la biserică, dar în alte părți, vezi pe câte unul, Domne, el vrea să miște, dar nu-i mișcat el, zici că anunță pompe funebre, că a murit nu știu cine și ceva. Păi, eu sunt convins că Pavel nu o tulbura să zică, fraților, noi, bă, dă-i mai tare că n-auzim. Dacă tu nu arzi, nu o să ardă nimeni lângă tine, nu o să ardă nimeni. Ăștia doi tulburau pentru că ei doi erau tulburați. Să ne ajute Domnul să fim tulburați de situația care se întâmplă în jurul nostru și să începem să tulburăm pe alții. Slăvit să fie numele Domnului! Citeam săptămânile trecute de un predicator al secolului XIX, predica în Londra, și un ateu, sau aproape ateu, omul ăsta a mers să-l asculte pe predicator, și pe străzile Londrei se grăbea să ajungă la locul unde predica și îl întâlnește un prieten de-a lui. Zice, unde te grăbești așa? Zice, mă duc să-l ascult pe predicatorul renumit, că vreau să văd ce spune. Și prietenul lui se uită la el și spune, tu mergi să-l asculți pe predicator? Zice, da. Dar tu nu crezi ce spune el, mă. Tu cum te duci să-l asculți că tu nu crezi? La care ateu a zis așa, zice, e adevărat că eu nu cred ce spune el, dar el crede ceea ce spune. De-aia mă duc să-l ascult, că el crede ceea ce spune. Știți când se mișcă lucrurile? Întâi să credem noi ceea ce spune. Întâi noi să fim tulburați de mesajul lui Dumnezeu. Întâi noi să avem o întoarcere cu toată inima la Dumnezeu. Și după aceea oamenii ne vor asculta, nu din pricina că ei cred, ci că noi credem ceea ce spunem. Slăvit să fie numele Domnului! În al doilea rând, omul cu inima mulțumită, niciodată lucrurile exterioare nu-i vor influența starea interioară. Nu vedeți că noi, tot ce trăim în jurul nostru ne afectează interior? Ce ești năcăjit? Nu mi-o băga banii. Ce ești năcăjit? Mi-o zis ăla că a intrat în faliment. Toată starea noastră se rezumă la lucrurile exterioare. Zice Biblia că ăștia doi n-au fost afectați interior de problemele exterioare. Zice că după ce i-o tulbura bine, nu i-o dus nimeni la masă să zică mulțumim, 500 de lei de motorină, vino să mănânci o pizza, un sandwich la sora Geta. Nu i-o dus nimeni la masă. Mi-am adus aminte de copilărie când mâncam acolo, da? Cu Claudiu și cu Ovidiu. Nu i-o dus nimeni. Și dintr-o dată îi ia și aruncă în temniță. Păi dacă am fi fost noi, știi ce primul lucru? Avocat, când mă scoate, poți interveni. Uitați-vă, că ăștia noră, ziceai că-s la Casa de Cultură, să facem program. Tot din cauza mulțumirii și a stării de mulțumire și a trăirii cu Dumnezeu, ei n-or lăsat lucrurile exterioare să-i afecteze în interior. Știți ce-au făcut? O zis, nu, facem program aici.
Dacă suntem în temniță, pe omul cu inima mulțumită care trăiește și umblă cu Dumnezeu, nu contează că e în casa de cultură sau e la două surori în vârstă amărâte la o biserică sau la trei frați în vârstă. Nu asta ne afectează, nu-s mulți la biserică, câți ori fi în seara asta, nu e important. S-a convins că mâine seară va fi full. Dar nu asta e important, nu asta e important. Ce important e ceea ce e în exterior, să nu ne afecteze interior. Ăștia nu au fost afectați în interior. Ăștia s-au apucat să cânte. Asta ori știut să facă și în afară, când au fost în libertate, și asta ori știut să facă și în pușcărie, când au fost în temniță. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu, când noi nu ne lăsăm afectați de lucrurile exterioare, Dumnezeu este Cel ce ne dă biruință în lucrurile care le facem. Dacă ți-ai pus în minte să zici, Doamne, gândiți-vă, frații mei, ne-au zis fratele Moț, cred că anul trecut, ne-au zis la o ședință cu slujitorii, noi suntem vreo 26-27 de slujitori, și-au zis așa, dacă noi, ca slujitori, am aduce unul pe an la adunare, unul, nu biserica, cât suntem mii, noi, ca slujitori, asta a fost așa una pe nerăsuflate, din 27, fiecare să aducem câte unul. Din oamenii de la botez care vin, 27 ar fi aduși de noi. Știi ce am făcut? Toți am stat așa. Păi, știi, eu... Scuze găsim. Eu nu pot, am o șefăria, am lucruri care mă afectează. Uite că pe ăștia doi nu i-a afectat. Și ăștia erau în temniță, ăștia nu lucrau la o multinațională, ăștia nu lucrau niciun... Ăștia erau oameni cu inima dedicată, liberă, înaintea lui Dumnezeu. Știți ce spune Rut când soacră-sa în Moab? Îi spune, nu mai veni după mine, nu mai veni. Vorbeam cu fratele Emil pe bancă când o cânta fanfara, cântarea aceea extraordinară. Mergem înainte cu tine, Doamne, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Nici nu m-am așteptat să spuneți amin, pentru că e extraordinar de greu să spui merg înainte cu tine, Doamne. Nu mă afectează exteriorul. Ce în exterior nu mă afectează în interior. Extraordinar de greu. Se ridică Rut Moabita și zice către soacră, să nu mă mai împinge, nu mă mai trimite să plec, că nu plec. Și spune așa, ceva ce m-a cutremurat. O zis Rut, noi folosim de multe ori la nunți, dar versetul ăsta nu-i pentru nunți. O zis Rut așa, facă-mi Domnul ce? Ce o vrea? Nu, cât am putea, nu ridicați mâna sus, cât am putea spune din noi lucrul ăsta? Să te ridici înaintea lui Dumnezeu, să spui după 25 de ani de stat în Betania, după 40 de ani, după 50 de ani, să te ridici înaintea lui Dumnezeu și să spui, fă-mi ce vrei, dar nu mă las de tine. Cât am putea spune lucrul ăsta? Gândiți-vă, când ai nepotul mic și ți are în brațe, o zis fratele Liviu un secret, adică un secret, că așa îmi zice și Dana acasă. Știți cum mă strigă asta mica mea? Nu mă strigă tati, Dudu mă strigă. Mă zic eu, tati, mă, nu Dudu. Și numai așa mă strigă. M-am gândit când am citit versetul acesta din cartea Rut. Când o vezi pe a mică, sau pe al doilea, sau pe al treilea, sau pe al zecelea, să te uiți la el. Poți să spui, fă-mi, Doamne, ce vrei? Când ai nevasta tânără, când ai nepotul care ți-i drag, când ai muncit o viață pentru copii, ai puterea să spui, fă-mi ce vrei. Știi ce înseamnă ce vrei? Să nu mai ții tu de nimic, ci el să spună dacă mai rămâne copilul ăsta sau nu mai rămâne. Să o citi Dani Mariș în seara asta despre Ezechiel, da? Că s-a însurat destul de târziu, acolo în Babilon, pe malul râului, acolo în sărăcie, o găști și el o nevastă. Și după ce s-a însurat și toate treburile au fost bune, eu zic, Domnul, ți-o iau. No, ce faci? Ce faci? Nu vedeți, cântăm așa de ușor, cântăm așa cântări, dar uitați-vă că vine testul. Pavel și Sila, ori tulburat și-o venit testul. Știți ce-mi doresc? Să ne ajute Domnul, ca în orice vreme, să înțelegem că depindem de El. Că suntem afară, ca să suntem înăuntru, că suntem sus sau suntem jos. Noi trebuie să avem o constantă, Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu noi când suntem jos, dar același Dumnezeu rămâne cu noi și sus.
David a venit în Psalmul 23 și a spus așa: Domnul este păstorul meu. Când îi pajiște, când îi verde, când numai comanzi, vine glovo, mănânci și nu ai nicio problemă. N-ai datorii, n-ai rate, n-ai datorii la asociață. Totu-i lin, verde, pășun vers. O zis Domnul, păi așa ne dorim toți. Dar o continua David și o zis: chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții. Noi avem la noi la biserică, nu știu dacă v-am zis dățile trecute, avem pe o soră, acum un an jumate, și-a îngropat băiețelul de 5 ani, sau 7 ani. 7 ani, i-a făcut febră. Nimeni, nici noi nu-l ducem repede la spital, că are febră. Îi dai Panadol și Nurofen, toți avem acasă. Și-a stat un pic cu el să-i treacă o zi. Și a doua zi s-a hotărât repede să-l ducă la spital. Și când l-a dus la spital, o zis doctorița: nu mai plângeți, plângea mamă, să nu plângeți, că nu-i de moarte, avem cazuri grave în spitalul de copii. Și după 5 minute a ieșit doctorița și a zis: ne pare rău, copilul a plecat. Ne pare rău, copilul a plecat. Vă spun, am crezut că pe femeia asta o să o vedem dărâmată. Deși a fost cel mai mic, a fost puiuțul casei, a fost mezinul casei. Știți ce face? Cântă cântările Domnului în casa lui Dumnezeu. Cântă cântările Domnului. Uitați-vă Pavel și Sila, nu și-o închis gura. Nu mai cânt, frate. Eu nu mai vin la fanfară, nu mai slujesc. Deci am o perioadă dificilă. Dumnezeu nu are buton noi să-L punem pe Dumnezeu pe pauză. Da? Sau la telefon, îi oprești microfonul, îi oprești casca să nu audă, să nu te auzi. Da? Dumnezeu nu are butoane din ăsta. Noi dacă am început cu Dumnezeu, noi trebuie să sfârșim cu Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Se vorbea în seara asta și fratele Mircea vorbea despre poporul Israel, despre sărbătorile poporului Israel. Păi când i-a scos Domnul din Egipt, i-a spus la Moise așa: veți porni când spun eu și vă veți opri când spun eu. Noi ne oprim când vrem. Nu mai vin, Domnul. Numai acum trec așa, eu nu pot cânta. Eu nu pot să mă rog. Uitați-vă că ori început ăștia să cânte cântările Domnului, acolo în temniță. Nu au zis, bă, o zi, din prima zi, din prima seară, din primul moment, ori intrat acolo, eu le-au făcut instructajul, eu băgat cu picioarele în butuci și ori început programul. De ce? Pentru că omul care umblă cu Dumnezeu și are inima mulțumită, nu e afectat de lucrurile exterioare, ci sufletul lui mărește pe Domnul, așa cum a spus femeia aceea în Biblie, da? A spus, sufletul meu mărește pe Domnul, așa a zis Ana, îl mărește pe Domnul. Contează cât mă înțapă pe Nina, nu mă interesează cât dă pe mine, contează sufletul meu să-l mărească pe Domnul. Îmi doresc la acest aniversar Betania să-l mărească pe Domnul. Dumnezeu încă mai are de vorbit în Betania. Încă Dumnezeu mai are lucruri de făcut în locul acesta. Dumnezeu încă are oameni de scos la mântuire. Și să scoată Dumnezeu oameni la mântuire. Slăvit să fie numele Domnului. Și mai e ceva. Omul cu inima mulțumită întotdeauna va atrage prezența lui Dumnezeu. Acolo unde e mulțumire, acolo unde e inima legată de Dumnezeu, acolo e prezența lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că ăștia ori cânta. Acum nu știu dacă ori avut panelul cu instrumentul, cu basfligornul, da? Nu știu dacă ori avut pian sau dacă ori avut acordeon. Sigur n-or avut. N-or avut nici să-și iau o gamă. Nu știu ce cântare ori cântat. Dar spune cuvântul Domnului că Domnul a fost prezent la cântarea lor de laudă. Nu vedeți că noi avem experți în laudă și închinare. Avem experți să ne conducă în cântări. Dar știți ce nevoie avem? Avem nevoie de oameni care să atragă prezența lui Dumnezeu. Domne, cursuri de închinare. Dar n-am văzut, domne, pe unul să aducă prezența lui Dumnezeu. Cursuri de psihologie, cum să atragi tinerii, cum să atragi biserica. Dumnezeu nu lucrează cu sisteme din astea psihologice, ci Dumnezeu lucrează prin puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Acolo unde se cântă cântarea de laudă, cu inima mulțumită, acolo coboară Dumnezeu. Și zice, spune cuvântul Domnului, că ăștia cântau. Nu știu în ce gamă au cântat, nu știu ce cântare au cântat. Când ajung în cer, e dorința mea să caut pe Pavel și pe Sila, să zică ce cântare au putut cânta. De-o coborâ Domnul. Știți de ce nu scrie în Biblie ce cântare au cântat? Ca să nu zici numai la cântarea aia coboară Domnul. A, numai asta dacă o cântăm. La asta coboară Domnul. Nu, de-aia nu scrie în Biblie ce cântare ori cânta. După ce ori stat la masă și ori ieșit în grădina, în grădina cu măslin, da? Zice că ori cântat o cântare. Știm ce cântare o cântat? O cântat Domnul o cântare. Știm ce cântare? Nu știm.
Dar de ce nu știu? Ca să nu zici că numai la cântarea aia coboară Domnul. Acolo unde inima e mulțumită și trăiești în prezența lui Dumnezeu, acolo coboară Dumnezeu la cântare. Pentru că, să știți, Dumnezeu coboară la o inimă sinceră. Acolo coboară Dumnezeu, acolo a fost prezența lui Dumnezeu. Și știți unde se vede? Când, acum, mă iertați, e păcat că se dă live, știi? Adică prezența lui Dumnezeu, vă zic. Nu e când stăm cu ochii închiși și așa cu... facem ca ștergătoarele la mașină. Nu asta, Domne, am stat 10 cu mâinile pe sus. E bine, ridică mâinile înaintea lui Dumnezeu, foarte bine. Dar nu asta e prezența lui Dumnezeu. Aceea în text, știi ce spune? Că Domnul nu a venit și a pus urechea la cântare. Domnul s-a implicat la cântare. Zice că s-a cutremurat locul și s-au desfăcut legăturile. Acolo unde e prezent Dumnezeu, ăsta e semnul. Nu cum a fost la adunare. Super, mi-au plăcut să-i mai chemați bă ăștia. Să mai cânte frații ăștia, nu. Acolo unde e prezent Dumnezeu, nu numai că se cutremură locul, că îți locuri unde se cutremură locul din pricina boxelor, din pricina că stobele la maxim sau nu mai poți ține în control fanfara. Se cutremură locul, se zguduie. Dar vă spun, îi ceva ce face diferența și se vede că e Dumnezeu prezent. Știți ce? Desfacerea legăturilor. Asta numai Dumnezeu poate să o facă. Nu face musafirul, putem să avem musafir peste musafir. Dacă nu coboară prezența lui Dumnezeu, oricine ar cânta, oricine ar predica, nu plecăm decât să spunem că a fost frumos. Dar acolo unde e prezent Dumnezeu, se desfac legăturile. Să facă Domnul acum la 25 de ani de sărbătoare la Betania, să mai dezlege Dumnezeu orice legătură. Știți că în Betania se ruga fratele Cornel că Domnul a iubit Betania și Betania o iubit pe Domnul. Știți ce s-a întâmplat? Acolo s-a dat o poruncă extraordinară. După ce l-a înviat Domnul și-a dat poruncă, dați piatra la o parte și l-a strigat pe Lazar să vină afară. O mai dat Domnul o poruncă. Mulți sunt înviați, mulți sunt chemați la viață. Dau legături, diferite legături. Ori văzut Domnul că Lazar iasă, a ieșit afară. Dar nu era suficient. Sunt foarte mulți care-s bucuroși, m-am botezat, Domnul m-a iertat și într-adevăr l-a iertat. Dar Domnul mai dă o poruncă. Știți ce poruncește acolo în Betania, la mormântul lui Lazar? O zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Nu vedeți că trăim o perioadă în care suntem mântuiți, ne-am întâlnit cu Dumnezeu, dar trăim o perioadă împiedicată? Uite-te, Domne, trebuie să te motiveze de la amvon. Cântă, frate, ridică, deschide-ți gura. De ce? Că avem diferite legături. Unii au diferite legături la gură, alții la picioare, alții la mâini. Sunt diferite legături. Dar acolo unde e prezent Dumnezeu, se desfac legăturile. Zice că s-au desfăcut legăturile și de peste ei, s-au desfăcut legăturile și de peste ceilalți închiși. Gândiți-vă ce mărturiu a avut Pavel și Sila. Că zice că toți cei închiși ce făceau? Îl ascultau. Păi acolo erau criminali, erau tâlhari, erau prăpădiți. Nu mai dăm formele lor de prostii care le-au făcut. Dar zice că toți acolo niciunul n-a cârâit. Da? De ce? Că acolo cântau pocăiții. N-au zis, bă, lasă-mă că mă uit la televizor, mă. Lasă-mă să văd știrile. Toți ori încremenit. Și Pavel n-a fost bătăuș, n-a fost tras la sala de fitness, nici Sila. Ori intra doi oameni care aveau prezența lui Dumnezeu peste ei și ori început să cânte, ori început pocăiții să dea drumul la cântări. Și toți, asta mă cutremură pe mine, toți cei întemnițați îi ascultau. De ce? Acolo unde umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu, știi ce face? Îți păstrează mărturia în jurul oamenilor. Știi ce spun? Omul ăla e omul lui Dumnezeu. Omul ăla e copilul Domnului. Se vede ceva pe el. Deci Dumnezeu îți păstrează mărturia. Și atunci când ai nevoie de Dumnezeu, Dumnezeu dezleagă legătura și de peste tine și de peste cei din jur. Și se mai întâmplă ceva, Dumnezeu deschide uși. Zice că s-au desfăcut legăturile, dar s-au deschis și ușa să iasă Pavel și Sila afară. Temnicerul a vrut să-și ia viața și a zis, nu-ți lua viața. Dumnezeu ne-a deschis ușa, cheile-s la tine. Dumnezeu ți-a arătat că El face minuni. Știți ce-ar vrea în vremea aceasta? Eu știu ceva, că Deva, Betania și Emanuelul și Muntele Sionului are nevoie de prezența lui Dumnezeu. Noi încercăm să facem școli, să încercăm, ne învață unii și alții cum să facem biserica relevantă. Vreți biserica să fie relevantă?
Singurul care dă relevanță și ne dă autoritate în fața lumii, îi Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu, îi Duhul lui Dumnezeu. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu peste tine, Duhul lui Dumnezeu te învață, îți arată ce trebuie să spui. Nu zici, stai că aveam eu o carte de psihologie, știu cum să-l conving eu pe ăsta. Nu vedeți că au mers oamenii și au zis, dar de unde știu ăștia că-s oameni necărturari? Ăștia-s oameni necărturari, ăștia n-au făcut. E bine să facem școală, dar știți ce ar vrea peste școala noastră? Ca și peste școala lui Pavel, să coboare Duhul lui Dumnezeu. Și atunci când te uiți la tine, știi ce spui? Ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Ar vrea acum la final să lase Domnul binecuvântarea peste noi, să lase o inimă mulțumită. Uitați-vă că nu știm ce mai urmează, nu știm ce ne așteaptă, nu știm cât se extinde războiul. Oamenii vin și spun că se reformează harta lumii, dar pentru noi, care sărbătorim îndurarea lui Dumnezeu, știți ce arată? Că ne apropiem să se deschidă ușa. Ne apropiem să se deschidă ușa veșniciei. Și știți ce spune o cântare? Biruitori, eroi și vrednici, sunt numai cei ce neclintit duc legământul până la capăt, nu până la 25 de ani, nu până la 30 de ani. Duc legământul până la capăt și luptă până la sfârșit. Domnul să ne dea puterea să mergem cu El până la sfârșit. Amin.